Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Suntem în Dragoș Vodă, la poște, la șosie, în județul Călăraș. Spuneți-ne, vă rog, cum e viața aici la țară? Grea. În ce sens? Trăim de la alocații și pensii. Alocații și pensii. Atât. Practic, ajung pentru traiul unei familii acești bani? Nu. De ce vă încălziți, doamnă, iarna? Cumpărăm lemne. Cumpărați lemne? Mai aveți lemne de foc în iarna asta? Puțin. E greu. Puțin. Copii la școală? Da. Primăria cum se implică? V-a ajutat? Nu. În niciun fel? Nu. Ați făcut solicitări la dumnealor? Am făcut și nu avem drept. Adică? Eu una sunt pensionară pe caz de boală, nu mă încadrez ca în două case într-o curte, adică mi-a rămas de la bătrâni și aia se pune tot casă, o cameră și o sală și nu mă încadrez. Adică ce ar fi trebuit, cu alte cuvinte, ca să vă încadrați? Să nu am alea două case. Asta e. Copii? Copii, da. De întreținut să vă trăiască? E ușor, e greu, pe unde aveți? Sunt la școală acum, la școală, în container. Da, da, da. E bine aici la școală, le au sigură condiții? Da, da, e bine, e bine. Copiii spun că e bine. Copiii spun că e bine. Da. Dar viața e grea, doamnă, cu alte cuvinte. Sunt datorii de plătit? Vă dați seama, copii bolnavi, copii... V-ați putut plăti anul ăsta impozitele? Nu. E greu. 3 ani, 5 ani. Și mai sunt oameni ca dumneavoastră, vecii? Mulți. Doamnă, mulți. Cu alte cuvinte, să suferi aici la țară, la Dragoș Vodă? Da, da, da. Cum era înainte? Se poate compara? Cred că e diferență mare. E diferență mare. Da. Ați avea o mesajă transmis pentru parlamentarii din Călăraș? Să-i dorim sănătate, a făcut ceva. Dumnealui, la parlamentar mă refer, la cei care fac legi pentru români. Nu-i cunoașteți. Nu, avem, dar pentru Dragoș Vodă ce poate să fac? A făcut o școală și primărie, în rest nimic. Ajutor pentru copii nu. De să apece mai mult atenția către cei săraci, amărâți nevoiași. Li s-a luat și burse, li s-a luat, nu au dreptul. Vă dați seama, nu e, nu se poate. Bine, doamnă, mulțumim și să vă spunem sănătate. Sănătate.